Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom continua cu partea a doua bruscuței cestoase. Așa cum vă spuneam, voi decide pe parcursul tutorialilor firele pe care le vom folosi, culorile. Astăzi vom lucra din nou două componente din părțile principale ale lucrării noastre, pentru care voi folosi firul Bravo de culoare verde, firul Bravo de culoare nude și firul cristal de culoare portocalie. Apoi vom avea nevoie de melană pentru umplutură, vom avea nevoie de un fir despărțitor, vom avea nevoie de foarfece și de croșet. Voi lucra din nou cu același croșet numărul 2. Voi începe prin a lucra unul dintre dobleceii care vor compune partea din spate a lucrării noastre. Și voi începe în cercul magic, lucrând un număr de 8 piciorușe scurte. Și cercul magic voi lucra 8 piciorușe scurte. Acum vom închide cercul magic cu piciorul alunecat, așa cum ne-am obișnuit, voi pune firul despărțitor și voi continua lucrând în corespondența fiecărui ochi o înmulțire. Deci la sfârșitul acestui rând noi vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Am lucrat deja două, vom continua și ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 16 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 16 piciorușe scurte, acum voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire, un picioruș scurt, apoi, urmat de o înmulțire. Vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Ultima înmulțire aici și vom continua singure. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. În al treilea vom înmulți. Vom continua cu 2 piciorușe scurte. O nouă înmulțire. Și astfel la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 32 de piciorușe scurte. Am obținut cele 32 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte,
cel de-al patrulea vom înmulți. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, vom obține un număr de 40 de picioarușe scurte. 2 3 Înmulțire. Vom continua singure și ne vom întâlni la capătul rândului cu 40 de picioarușe scurte. Vom continua cu rândul numărul 6, unde vom lucra 4 picioarușe scurte, 2, 3, 4, urmate de o mulțire, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de picioarușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu cele 48 de picioarușe scurte. Vom continua lucrând 5 picioarușe scurte. 1 2 3 4 5 În cel de-al șaselea ochi vom face o mulțire și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 56 picioarușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu cele 56 de picioarușe scurte. Acum vom lucra 6 picioarușe scurte. 1 2 3 4 5 6 În cel de-al șaptelea ochi vom înmulți și lucrând astfel până la sfârșitul rândului vom obține un număr de 64 de picioarușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 7 picioarușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 urmate de o mulțire. Și lucrând astfel, până la capătul rândului, vom obține un număr de 72 de picioarușe scurte. Vom continua cu ultimul rând de înmulțiri și vom lucra un număr de 8 picioarușe scurte. 1 2 3 5 6 7 8 Iar în cel de-al nouălea picioruș vom face o mulțire. Lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând vom obține un număr de 80 de picioarușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând și după ce am lucrat 8 picioarușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 80 de picioarușe scurte. Acum vom face 7 rânduri de 80 de picioarușe scurte, deci nu va mai fi nevoie să mulțim. Așa cum vă spuneam, eu nu voi respecta tutorialul pe care l-am prezentat la început, fotografia acelui tutorial. Eu voi face în felul meu, după cum știți, este urât să copii lucrările altuia,
M-am orientat după acel tutorial ca să pot răspunde provocării, dar voi executa în modul meu lucrarea. Acum, când va fi rezultatul final prezentat, o să vă dați dumneavoastră părerea dacă a meritat sau nu. Însă eu vreau să fac diferit de original, pentru că mi se pare că așa este corect. Deci vom continua lucrând piciorușe scurte pentru un număr de 7 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 7 rânduri de câte 80 de piciorușe scurte fiecare și apoi vom continua lucrarea noastră. Vom continua astfel, piciorușe scurte, ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul celor 7 rânduri de câte 80 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem. Vom lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Iar acum vom face o scădere. Vom intra în primul ord, în prima parte, și în cel de-al doilea, prima parte a ordului. Și vom face o scădere. Vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar la capătul rândului vom obține din nou un număr de 72 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. După ce am lucrat 8 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 72 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vom face o scădere. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom obține un număr de 64 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua rândul următor lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, apoi vom face o scădere și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la capătul rândului vom obține un număr de 56 piciorușe scurte. Vom continua următorul rând lucrând un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Acum vom face o scădere și lucrând astfel,
Până la capătul rândului vom obține un număr de 48 de picioruse scurte. Următorul rând vom lucra un număr de 4 picioruse scurte. 1 2 3 4 picioruse scurte. Apoi vom face o scădere. Și continuând astfel până la capătul rândului, vom obține un număr de 40 de picioruse scurte. Vom continua următorul rând, lucrând 3 picioruse scurte. 1 2 3 Vom face o scădere. Și lucrând astfel pe întreg parcursul rândului, la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 32 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte. 1 2 Apoi vom face o scădere. Lucrând astfel pe întreg parcursul acestui rând, vom ajunge la un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu un număr de 24 de piciorușe scurte și apoi vom continua. Am ajuns și la capătul acestui rând, unde am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom lucra astfel pe întreg parcursul acestui rând și apoi la capătul rândului noi vom ajunge la un număr de 16 piciorușe scurte. Deci, un picioruș scurt urmat de o scădere. Ne vom întâlni la capătul acestui nou rând și vom continua lucrarea noastră. Nu mai avem mult și terminăm acest prim dovlecel, după care voi explica modul în care am realizat cel de-al doilea. Am terminat rândul de scădere. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere, am obținut un număr de 16 piciorușe scurte. Am umplut dovlecelul cu nelană, iar acum voi face scădere după scădere. Chiar dacă vi se va părea ciudat, dar vi se va părea că bostanul, dovleacul, cum se spune, seamănă cu o plăcintă, deci înțelege apoi de ce am făcut în acest mod. Așa cum vă spuneam, nu am vrut să copii lucrarea doamnei care a executat-o și am venit cu ideile mele, cu modul meu de a lucra, m-am inspirat și am realizat până acum și voi realiza ceva diferit de lucrarea doamnei respective. Așa cum vă spuneam, trebuie să ținem cont de faptul că întotdeauna copyright-ul este interzis, ales acum regulile
canalelor de YouTube au devenit un pic mai dure, mai drastice. Și de aceea întotdeauna, chiar dacă durează timp între un tutorial și celălalt, întotdeauna încerc să fac tutoriale în care să nu copii niciuna dintre doamnele noastre care au canal de YouTube și care realizează tutoriale. Pentru că, așa cum vă spuneam, pentru fiecare tutorial este nevoie de foarte multă muncă. În spatele unui tutorial pe care îl încărcăm pe YouTube cu durata de o oră, de multe ori, nu de multe ori, de fiecare dată, în spatele acelei ore sunt 2 ore jumate, 3 ore de muncă. Și de aceea este corect să respectăm munca fiecăruia și în momentul în care realizez un tutorial care nu mi-aparține, eu spun acest lucru. Am ajuns la capătul rândului cu aceste scăderi. Ce vom face? Acum voi tăia firul lung. Îl voi lăsa cât de lung voi putea. Și cu acul voi închide dovleacul. Apoi veți vedea în ce fel îi voi da formă. La fel și dumneavoastră va trebui să lucrați în același mod și veți vedea că veți obține până la urmă ceva, spun eu, ceva frumos. Acum o să las la aprecierea dumneavoastră dacă o să vă placă ceea ce mi-a trecut mie prin minte, așa. Dacă nu vă place, cum să spun, o să încerc ca întotdeauna să să fac lucrări mult mai corecte și mult mai exacte. Acum voi încheia cu acul acest rând. Am strâns aici. Bine. Voi face un mic nod. După care voi începe, vedeți, voi intra aici în mijlocul dovleacului și voi ieși în partea din spate, deci la fundul acestuia, voi ieși cu acul, dar cred că acul meu este mult prea scurt pentru mărimea acestui dovleac și voi încerca totuși să fac ceea ce trebuie. Dacă nu trebuie să schimb acul, îmi pare foarte rău, dar voi încerca să schimb acul cu un ac mai lung care să ajungă unde am nevoie. Așa o să fac. Ne întâlnim după ce schimb acul. Am reușit să schimb acul cu un ac mult mai lung. La fel și dumneavoastră o să trebuiască să procedați, să aveți un ac mai lung de rezervă. Și după cum vedeți, voi intra cu acul de aici, exact din mijlocul dovlecelului și voi ieși exact în punctul unde am început, deci în cercul magic. Ajungând aici, voi trage firul și mă voi întoarce din nou, după cum vedeți, voi trage în felul acesta. Mă voi întoarce din nou în mijlocul dovlecelului, unde voi introduce din nou acul
și voi ieși din nou în cercul magic. În felul acesta, sper că vedeți, vom forma dublețelul. După cum știți, el nu este perfect rotund. Uitați-vă, îl strângem în felul acesta, are această formă. Și vom face aceste cusături care vor forma forma de dovleac, vor da senzația că este un dovleac adevărat. Eu sper foarte mult că se vede ceea ce lucrez. De aceea spuneam că este nevoie de 3 tutoriale pentru a reuși să lucrez această lucrare, acest proiect. Este mai mult de lucru și oricum chiar dacă aș fi lucrat tutorialul identic cu cel al doamnei Elena Belova, de care vă spuneam, ar fi durat același timp. Deci nu ies din tipare. După cum vedeți, de la acesta, lucrând, dau formă dublețelului. Este foarte, foarte ușor de format, nu este nimic dificil. Doamnele care au lucrat și lucrează de mult timp amigurumi cunosc toate aceste trucuri, să spunem, aceste șmecherii prin care să formăm anumite fructe, legume. Pentru fiecare este nevoie de câte ceva nou. Fiecare trebuie formată într-un anumit mod. Și de aceea este nevoie să explicăm modul în care se formează. Ia uitați-vă, acum are formă de bostan, de dovleac, așa cum se spune în alte părți. Acum eu voi încerca să ies din nou pe partea cealaltă ca să pot închide lucrarea. Așa, felul acesta. Deci, strângând bine firul, am obținut feliile, să le spunem așa, de dovleac. Iar acum voi închide lucrarea. Explic în acest mod pentru că poate fi și pe înțelesul doamnelor începătoare, uitându-vă cu atenție, cu siguranță veți reuși să lucrați și dumneavoastră. Nu va fi greu. Veți vedea, dacă veți încerca, veți reuși.
modul în care am reușit eu, cu siguranță o să reușiți și dumneavoastră. În cazul în care aveți nedumeriri, puteți să mi scrieți, chiar dacă nu în acel moment reușesc, dar eu vă voi răspunde. Vă rog să specificați tutorialul la care aveți neînțelegeri. În afară de aceasta, vă rog persoanele să păstreze un mod educat de a se exprima. Nu că cineva m-ar fi jignit, dar așa este corect, pentru că de multe ori am văzut și pe alte canale de YouTube cuvinte nu frumoase. Eu știu că suntem un grup civilizat și vreau și un canal civilizat și așa vreau să rămânem. Deci, acesta este dovlecelul pe care l-am realizat. Cel de-al doilea dovlecel va fi în culoarea portocalie. Vă voi spune încet cum am lucrat, deci numărul de ochiuri, și dumneavoastră veți lucra singure. Am început din nou, asta pentru a nu pierde prea mult timp cu tutorialul. Am început cu un număr de 8 piciorușe scurte în cercul magic. Apoi, rândul 2, am înmulțit în fiecare ochi, am obținut 16 piciorușe scurte. După care am lucrat un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Iar la capătul rândului am avut 32 de piciorușe scurte. După care am lucrat două piciorușe scurte urmate de o înmulțire, am obținut 32 de piciorușe scurte. Apoi am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o înmulțire, am obținut 40 de piciorușe scurte. Și în sfârșit, ultimul rând de înmulțiri, 4 piciorușe scurte urmate de o înmulțire, și am obținut un număr de 48 de piciorușe scurte. Am făcut din nou cele 7 ochiuri de câte 48 de piciorușe scurte, după care am început cu scăderile. Deci la început am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut 40 de piciorușe scurte, apoi 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut 32 de piciorușe scurte. După care am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut 24 de piciorușe scurte, un picioruș scurt, o scădere, apoi am obținut 16 piciorușe scurte, am umplut cu melană, am făcut scădere după scădere, deci am făcut 8 scăderi. Am obținut un număr de 8 piciorușe scurte, am închis cu acul și am procedat în același fel ca la dovleacul verde mare pe care vi l-am prezentat. Acești doi dovlecei vor veni așezați unul deasupra celuilalt, pentru că ei vor fi sprijinul broaștei chestoase, capului. Pentru că ați văzut, capul are o mărime considerabilă și este nevoie ca acesta să aibă un punct de sprijin. De aceea eu m-am gândit la această variantă cu doi dovlecei în culorile lor și sper ca și dumneavoastră să îmbrățișați cu drag această idee. Acum vom lucra împreună cu codița dovlecelului. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Tragem firul pe deasupra și vom lucra 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
de-al șaselea, voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Iar acum vom pune firul despărțitor și vom lucra 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Deci de 4 ori vom repeta aceste 6 piciorușe scurte. Vom face un rând împreună, 1, 2, 3, 5, 6 și cel de-al șaselea, iar apoi vom repeta încă de 3 ori aceste 6 piciorușe. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste rânduri. Am lucrat cele 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Acum, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face o mulțire, astfel că vom obține 12 piciorușe scurte. Și avem 2, 4, 2. Astfel am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, o mulțire și astfel vom obține un număr de 16 piciorușe, de 18 piciorușe scurte, scuzați. Un picioruș scurt urmat de o mulțire nou un picioruș scurt, o mulțire un picioruș scurt, o mulțire un picioruș scurt, un picioruș scurt, o mulțire, iar acum voi face ultimul picioruș scurt și ultima mulțire. Un picioruș scurt și ultima mulțire. Vom continua rândul următor lucrând două piciorușe scurte urmate de o înmulțire. Notație, condiția, cum iese. Acum voi face două piciorușe scurte. 1, 2, va urma o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte.
Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul celor 24 de piciorușe scurte. Voi tăia firul, îl voi lăsa un pic mai lung, în felul acesta, și voi închide lucrarea. Și acesta îl vom da deoparte. Deci, încet, încet adunăm piesele puzzle-ului pe care îl vom realiza. Vom continua. Eu deja am pregătit un număr de 30 de ochiuri de lanț. Vom continua lucrând acei cârcei care cresc la plantele de dovleac, la castraveți, acei cârcei cu care plantele se atașează unde găsesc loc potrivit. Deci, cum vă spuneam, aici am un număr de 30 de ochiuri de lanț. Voi număra 1, 2, voi intra în cel de-al treilea ochi de lanț, de aici, și îl voi închide. După care voi lua o dată apul pe firul pe croșet și voi intra în corespondența aceluiași ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Iau din nou firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi lucra două piciorușe duble, deci în corespondența acelui ochi. În felul acesta vom continua să lucrăm. Deci în corespondența fiecărui ochi de lanț vom face două piciorușe duble. Vom realiza acei cărcei, se credea că vor fi frumoși, vor ieși. Vom face o pereche culoarea portocalie și o pereche culoarea verde. Astfel vom da culoare și aspectul de dovleac adevărat lucrării noastre. Vom continua în acest fel. Vedeți, deja începe să se întrecească. Vom continua astfel până la sfârșitul acestui lanț. Așa că, cum vă spuneam, este format din 30 de ochiuri. Noi ne vom întâlni când vom ajunge aici la capăt și vom continua. Deci nu uitați, în corespondența fiecărui ochi de lanț, lucrați două piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, primului cârcel pe care l-am făcut pentru dublețelul nostru. Acum, aici, voi intra în ultimul ochi de lanț și voi face un picioruș alunecat. Ia uitați-vă ce frumos s-a format. Pornind de la acest picioruș alunecat, vom face din nou un număr de 30 de ochiuri de lanț, după care vom lucra în același mod. Din 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
5, ca să fie un pic mai scurtuț, să nu fie amândouă egale. Și ne întoarcem din nou în al treilea ochi de lanț. Vom închide. În corespondența acelui ochi vom face un picioruș dublu și ne vom întoarce din nou în sus cu piciorușe duble. În corespondența fiecărui ochi de lanț vom face un număr de două piciorușe duble. Și astfel vom face două astfel de două bucăți de culoare portocalie și unul de culoare verde. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua cu lucrarea. Încet, încet, așa cum vă spuneam, formăm părțile principale ale puzzle-ului nostru, iar în ultimul tutorial vom uni totul împreună și vom da forma finală broaștei țestoase. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului și acum vom închide și această parte în ultimul ochi pe care l-am făcut la prima parte a acestui cărcel. Acum voi scurta firul și voi lăsa o bucățică mai lungă pentru că voi avea nevoie să-l cos. Vom închide lucrarea. În felul acesta vom avea nevoie de două bucăți, două astfel, și unul verde, acesta de culoare verde. Eu am lucrat primul, acesta mai lung, pe un număr de 40 de ochiuri de lanț și cel de-al doilea pe un număr de 30 de ochiuri de lanț. De acum va trebui să continuăm cu celelalte părți și componente ale broaștei țestoase. Trebuie să lucrăm codița și piciorușele. O să începem cu piciorușele. Vor fi în număr de 4. Vom pune în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Pe deasupra și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic piciorușul alunecat. Chiar dacă firul este mai lung, nu vă preocupați, pentru că îl vom pune înăuntru. Oricum piciorușele vor veni un pic umplute, nu foarte mult, dar puțină melană va trebui să punem în ele. Și vom lucra în felul următor. Un picioruș scurt. Am pus firul despărțitor, ați văzut, un picioruș scurt. În cel de-al doilea vom face o înmulțire. Va urma din nou un picioruș scurt, o nouă înmulțire. Piciorul scurt și ultima mulțire și astfel am obținut un număr de 9 piciorușe scurte. Acum, rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș vom face o mulțire.
Deci, la sfârșitul acestui rând, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Și avem deja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 și ultimele două, 18 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un număr de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci, noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 6 rânduri. 6 rânduri de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la sfârșitul acestor 6 rânduri. Am încheiat cele 6 rânduri de 18 piciorușe. Acum vom face un rând de scăderi. Vom face scădere după scădere. Și vom ajunge din nou la un număr de 9 piciorușe scurte. Am făcut deja prima scădere. Două. Trei. Acum voi face ultima scădere și, așa cum vă spuneam, am obținut 9 piciorușe scurte, iar acum vom face 4 rânduri de 9 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 4 rânduri. Am încheiat și cele 4 rânduri de câte 9 piciorușe scurte. Acum voi pune un pic de melană înăuntru, nu prea multă, să nu fie prea umflat piciorușul, lăbuța, în felul acesta. Și vom închide acest rând, vom închide cu croșetul în felul acesta. Vom prinde cu atenție și de o parte și de cealaltă piciorușele. Vom tăia firul, vom lăsa o bucățică mai lungă pentru că vom avea nevoie pentru cusut. Și aceasta este o lăbuță. În acest fel vom avea nevoie de un număr de 4. Eu între timp le-am lucrat și pe celelalte. Deci, cea mai mare parte dintre părțile componente ale lucrării noastre le avem deja pregătite. În următorul tutorial vom face codița
pălăriuța și vom monta întreaga lucrare. Eu vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Dacă din întâmplare cineva urmărește unul dintre aceste tutoriale pe care eu le pun sus, îi place modul în care lucrez, în care explic, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, totul este gratuit. Puteți privi tutorialele ori de câte ori aveți nevoie. În caz că aveți vreo nelămurire, vă rog să îmi scrieți, eu voi răspunde. Îmi scrieți dacă nu ați înțeles ceva, exact despre ce tutorial este vorba, iar eu vă răspund cât de repede posibil. Vă doresc o zi frumoasă, spor în tot ceea ce faceți, multă sănătate, sunt Tatiana Andrieș și ne întâlnim cât de repede, cât de curând cu următorul tutorial.